Bună ziua, stimați pedagogi, stimați parteneri, stimați reprezentanți ai mass-mediei și dragi elevi. Bine ați venit la evenimentul experiment de astăzi, care se numește Nu te lăsa aburit. Eu mă numesc Cristina Roșca, sunt jurnalistă și coordonatoarea platformei suntpărinte.md și vă salut în calitate de moderatoare. Evenimentul de astăzi, de fapt, dă start unei campanii naționale antifumat despre pericolele țigărilor electronice, care se numește Nu te lăsa aburit. Este o campanie de informare și sensibilizare organizată de către Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu suportul Uniunii Europene în Republica Moldova și Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova. De ce a fost nevoie de o asemenea campanie? Vrem să vă spunem că ea s-a născut dintr-o necesitate stringentă, și anume pentru că în ultimii ani industria tutunului tot mai mult își diversifică produsele și își intensifică strategiile de manipulare, astfel extinzându-și publicul țintă. Și trebuie să recunoaștem că în prezent cei care sunt țintiți direct sunt copiii și adolescenții, pentru că astfel este pusă în pericol sănătatea lor. Și vreau în continuare să fiți foarte atenți la statisticile pe care le voi enunța, pentru că la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 37 de milioane de copii de 13-15 ani utilizează țigări electronice și alte produse din tutun și nicotină. Iar ce ține de Republica Moldova, ultimele date din 2019 arată că peste 16% dintre tinerii de 13-15 ani foloseau produse din tutun și alte produse precum din tutun încălzit. În același timp, aproape 13% dintre adolescenți foloseau țigări electronice. Este o cifră mare și este un număr care continuă să crească. De asta ne-am adunat astăzi cu toții aici, la acest eveniment deosebit. De ce? Pentru că vom utiliza în premieră metoda experimentelor pentru a afla care sunt acele efecte ale țigărilor electronice din punct de vedere medical și chimic. Acestea fiind spuse, am o deosebită plăcere în continuare să-i menționez pe partenerii și organizatorii acestei campanii, și anume Alla Nemerenko, ministra Sănătății, domnul Dan Perciun, ministru Educației și Cercetării, Iulda Chielite, lideră de echipă a portofoliului de creștere competitivă și inclusivă din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, doamna Miliana Gârbici, reprezentantă a Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, Pavel Cerbușca, directorul Liceului Teoretic Republican Aristotel, și pe această cale mulțumim Liceului Aristotel pentru faptul că a găzduit acest eveniment și dăm start astfel campaniei. De asemenea, îi salut pe Romeo Leapciuc, coordonatorul Direcției Drepturile Tinerilor și Incluziune de la Consiliul Național al Tinerilor din Moldova, și Margareta Kenkech, traducătoare. De fapt, acești doi tineri reprezintă imaginea campaniei noastre de astăzi și îi veți vedea pe toate materialele de vizibilitate ale campaniei. Și acum zic să dăm start acestui eveniment, pentru că vă ziceam că astăzi vom avea parte de niște experimente inedite. De aceea îi invit aici pe domnul Ion Burkovski, profesorul de biologie și chimie de la Liceul Aristotel, Liliana Lupu, medic rezident pneumolog la Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, și profesorul Gama. Vă invit să facem aceste experimente și să convingem încă o dată tinerii despre cât de nocive sunt țigările electronice.
Bună ziua. Deci experimentele noastre sunt bazate pe, cumva pe diferite grupe de compuși chimici care sunt prezente în țigările electronice și îi ofer cuvântul colegului meu, care o să începem cu unul din compușii des întâlniți și care deci provoacă dependență. Deci este vorba de nicotină. Da, corect. Mersi, domnul Ion. Deci, numele meu este profesor Gamă încă o dată. Bună ziua tuturor! Îmi pare bine că v-am regăsit aici. Deci, cum a zis deja colegul meu, domnul Ion, aici se află nu însăși nicotina pură, este o nicotină dizolvată, da? Deci, aici vedeți, da, ceea ce puteți găsi și în produsele de tutun, însă aici el este nu atât de sintezat, cum se spune, da, în stare pură. În stare pură el este de culoare albă, da, transparentă. Cristalină. Da, albă, transparentă, depinde cât este de tare sintezat. Și el este adăugat în toate produsele de tutun, cât poate fi electrice, atât și cele chimice. Da, multe lichide speciale pentru țigări conțin nicotină. Ce este nicotina? Nicotina este un alcaloid, un compus organic, care natural este sintetizat de multe plante, mai ales din familia Solanaceae, deci cineva din elevii mei știu. Deci este vorba despre cartof, este vorba despre roșii și este vorba în primul rând de tutun, care conține cantități mari de nicotină și chiar dacă folosiți țigări electronice, unele din acele produse conțin nicotină. Deci nicotina pentru plante este o substanță care le apără de dăunători, de insecte, are efect asupra sistemului lor nervos, de regulă le paralizează și este destul de eficient. Interesant, dar pentru animale și mai ales pentru om, nicotina are un efect deci de stimulare și creează dependență, creează și o senzație de plăcere. Nu rămânem doar cu plăcerea de la nicotină, colega mea o să vă vorbească despre efectul asupra organismului. Mulțumesc mult! Deci, eu sunt aici în calitate de medic ca să vă vorbesc despre, din perspectiva medicală, despre efectele pe care le are nicotina și celelalte componente din țigările electronice asupra sănătății. Și haideți să continuăm cu nicotina. Deci, da, este acel compus, acel component care creează dependență. Să începem cu aceea că corpul uman, creierul, se dezvoltă în principal până la vârsta de 25 de ani. Adolescența este acea perioadă cheie în care se formează cele mai multe conexiuni la nivelul creierului. Iar nicotina, prin acțiunea sa, nu face decât să stopeze acele mecanisme care fiziologic ar trebui să se întâmple. Și ca consecință se dezvoltă deficiențe cognitive, deficiențe de memorie. Nicotina, pe lângă faptul că acționează asupra sistemului nervos central, el mai acționează și asupra inimii. Și anume că într-o oarecare măsură, el supune inima la un lucru mult mai mare, adică crește frecvența cardiacă și pe lângă toate astea, nicotina privează inima de acele substanțe nutritive, adică creează un spasm la nivelul vaselor inimii. Pe lângă efectele asupra organelor centrale, nicotina mai provoacă și o iritație la nivelul cavității bucale, poate provoca stări de vomă, greață, iar în doze mari poate duce până la deces. Și ca să știm că este necesar doar 5 mg de nicotină pentru a crea zilnic, pentru a crea dependență, ceea ce ar fi echivalent cu doar un sfert din cantitatea de nicotină care se află într-o capsulă din țigările electronice. Și dau cuvântul. Da, deci este și o întrebare foarte bună. E o întrebare pentru voi. Cine din voi știe ce substanțe se conțin într-o țigară electronică? Haideți! Chiar nimeni din voi nu știe, absolut nimic, da? Folosește, da? Da, nu folosește absolut nimeni. Ok, cineva a auzit de aromatizatori? Corect? Da sau nu? Da sau nu? Așa, ok. Ați auzit, da? Cine mai tare o strigă, da? Deci aromatizatori, încă ce mai sunt? Hai, spune, da. Wow, super bravo, perfect. Metale grele. Despre asta și vreau să vă zic mai departe. Deci, în general, avem aici un sistem periodic, da? Avem câteva tipuri de metale grele, în general, despre care vreau să vorbim astăzi. Deci, este vorba despre plumb, cadiu, staniu și, domnul Ion, crom poate fi.
Deci sunt mai multe, ele poate fi diferite în dependență cum a fost făcut produsul, unde el a fost făcut, la o fabrică sau într-un beci, da? Pentru că nu întotdeauna el este făcut de la fabrică. Și astăzi noi vrem să vă arătăm, da? Din punct de vedere practic, și colegii mei vor explica asta din punct de vedere teoretic și științific, pentru că eu câteodată pot provoca și o explozie, dar să înțeleg cum am provocat-o. Deci noi astăzi, în calitate de om, să spunem, da? Aici se află albușurile de ou crud amestecate cu apă. Deci ele vor juca rolul, să zicem, celulelor noastre sau pielei noastre sau, în general, ceea ce se află la noi în corp, și noi vom vedea influența acestor metale grele, da, din tabelul nostru, din sistemul periodic, și influența lor. Deci noi avem aici două căni și aș vrea mai departe, domnul Ion, să explice ceea ce am să fac eu acum. Timp colegul meu încearcă să facă experimentul, eu vreau să ne punem întrebarea, ok, metale grele, ați auzit mulți de ele la biologie, chimie, geografie, vorbim despre poluarea cu metale grele, de unde s-ar fi putut lua ele în țigări? Oare nu verifică nimeni calitatea acelor lichide și de unde s-au luat metale grele? Cele mai multe studii demonstrează că metalele grele, în primul rând, sunt luate de la elementul care încălzește lichidul. Deci, însăși, lichidele de regulă nu conțin metale grele, dar în dependență de calitatea carcasei a containerului de lichid, care de regulă e de plastic și ar putea conține anumite metale, și inclusiv elementul de încălzire, care iarăși de regulă e metalic și poate conține anumite metale, în cantități foarte mici, dar utilizate regulat, deci aceste urme de metale grele se acumulează încet în organism. Deci, vă rog, dacă faceți experimentul, eu explic cum acționează metalele grele asupra proteinelor. Da. Deci avem aici în cantități mai mici, vom face cu mai întâi de toate acetat de plumb, da? Deci el deja un pic este închegat înăuntru. Nu se observă bine în proporții mici, dar voi puteți observa cum el acolo ce face. Se coagulează. Se coagulează, se îngheacă, da? Deci asta se întâmplă și în organismul vostru. Evident, nu în așa proporții mari, nu deodată la voi inima, acolo s-o strâns și gata, dar asta se face cu timpul, da? Cum foarte corect a zis doamna, domnișoara Liliana, deci asta se face cu timpul. Voi aveți o dependență oarecare și cu cât mai mult asta se întâmplă, da? Cu cât mai mult timp voi faceți asta, cu atât mai mult se întâmplă asta. Deci aici mai am încă și chiar bucăți de plumb, da? Toți observă. Deci noi o să încercăm să le ardem și să le adăugăm ca să vedem ce se întâmplă într-un cantități mai mari. Evident, aici noi nu vom vedea efectul dintr-o dată. Ceea ce vom vedea e doar faptul că un metal foarte fierbinte, da, cumva să zicem, a prăjit ouurile noastre. Da? Dar ideea va fi în faptul că într-un timp oarecare, după ce domnul Iolm va explica ceea ce se va întâmpla mai profund, noi într-un timp o să observăm, da, că tot albușul de ou se strânge cât se poate mai tare la metalul nostru. Domnul Ion? Deci, care este efectul la nivel molecular a metalelor grele? Sunt mai multe mecanisme. Cel mai larg, deci întâlnit și cel mai periculos, este faptul că metalele grele modifică structura tridimensională a proteinei. Proteinele de albuș sunt deci solubile în apă și în momentul când deci aceste proteine solubile intră în contact cu ionii de metal, în primul caz era vorba de plumb, de acetat de plumb, acești ioni modifică forma spațială a proteinei și această proteină încetează să se mai dizolve în apă. Asta și înseamnă, deci, modificarea structurii spațiale și coagulare. Deci, noi suntem compuși din proteine, avem foarte multe, deci, practic, fiecare celulă conține foarte multe proteine foarte importante, numite enzime, și ionii de metale ajuns în celulă, de fapt, fac același lucru ce se întâmplă și cu albușul cel în vas. Deci le modifică și astfel acele enzime nu mai funcționează. Și asta aduce urmări grave sănătății. Problema este că, de regulă, în cazul fumatului, cantitatea de metal este foarte mică și nu dă efect imediat. Dar se acumulează cu anii și apar afecțiuni cronice. Vă rog.
Dacă colegul a finisat partea experimentală, o să trec eu la partea medicală. Și anume, da, avem metale grele care se găsesc în aerosolul țigărilor electronice, care au fost enumerate. Ce vreau să spun despre cadmiu și nichel, sunt două elemente care, de fapt, au fost declarate ca fiind cancerigeni umani, în comparație cu plumbul, care este potențial cancerigen. Un aspect cheie metalelor grele ar fi că ele din sistemul respirator, luând în considerație că acolo dispunem de o vascularizație destul de bogată, aceste metale grele pătrunci în circuitul sanguin și respectiv se distribuie și la alte organe, ulterior cu consecințe mai serioase. Ele duc la dezvoltarea anumitor boli autoimune, boli endocrinologice, boli de sânge. Plumbul, în comparație cu celelalte metale grele, el mai are și capacitatea de a traversa membrana hematoencefalică, adică el ajunge direct la creier și dispune de o neurotoxicitate extraordinar de mare. Super tare, perfect. Deci ceea ce eu v-am arătat, da, am zis că noi într-un timp oarecare o să-l vedem, faptul că aici este nu doar un albuș de ou, este și apă. Și voi puteți observa că apa deja a rămas un pic mai sus și el, iată, dacă mișc metalele, da, el le merg, deci totul se strânge asupra metalului ăsta și de aici și apar multe diferite, să zicem, circumstanțe cancerogene în organismul vostru. Acum eu aș vrea să prezint ceea ce aud foarte des și probabil toți maturii aud asta, că eu stau lângă și pe mine asta nu mă afectează, mai ales dacă miroase cum? Plăcut, corect? Cine vreodată a zis așa ceva? O, chiar nimeni din voi nu a spus asta, așa? Dar probabil toți au auzit despre fumatul de care? Pasiv, corect. Deci aici noi aș vrea să arătăm pentru un experiment foarte simplu. Eu astăzi am adus niște coloranți industriali alimentari, da, care se conțin în toate tipuri de bomboane înghețată. Dacă cineva vreodată a băut limonadă și după aia pe limbă a rămas ce? Colorant sau culoarea, corect? Deci închipuiți-vă că toți acești colorant, unele din ele chiar sunt făcute din insecte, da? Ele nu sunt sintezate corect, chiar dacă ele se socot coloranți alimentari. Deci, astăzi noi am adus, aici avem un ceainic, da? El deja un pic a fiert. Deci, ceainicul nostru va juca în cazul dat, da? Să zicem, el va fi țigara noastră electronică. El va clocoti în continuu. Noi aici avem o foaie albă, da? Toți văd? Nu este nimic pe ea. Deci noi vom încerca să facem așa, dacă vedeți, deja aici se vede că este albastru. Observați? Da, apropo, el iese. Vedeți? Deci el acum va înceta, el un pic o să plece la fund, da? La fundul ceainicului și noi o să-l lăsăm așa într-un timp oarecare. Deci, în câteva minute, voi observa, o să observați că chiar și aromatizatori care se află acolo, aici toți sunt aromatizatori alimentari, care voi puteți sau cineva din părinți când coace ceva adaugă asta, da? Deci, ele nu sunt atât de, să zicem, periculoase în cantități mici, dar într-un efect, da, de lungă durată, în continuu, la voi se acumulează foarte multe substanțe în organismul vostru și organismul deja nu poate filtra, da, aici deja cred că domnișoara Liliana avea explicat sau domnul Ion mult mai aprofundat ceea ce se întâmplă aici. Da, deci prin acest experiment am încercat să demonstrăm cum particulele fine odată cu jetul de aburi care este inhalat ajunge în plămâni. Datorită dimensiunilor mici a acestor particule, ele reușesc să pătrundă prin pereții alveolari și să ajungă în sânge. Particule fine, la general, se poate presupune și particule solide și picături, micropicături lichide și, de fapt, particule fine nu sunt o substanță în sine care ar avea efect nociv. Particule fine sunt un
o metodă de transport a marii diversități de substanțe organice în general, unele din ele toxice, în sângele dumneavoastră. Deci la fel cum aburii, deci colorantul este ridicat în sus de acei aburi și ajunge pe carton, la fel și deci substanțele care se conțin în lichidul pentru țigările electronice, este mobilizat de jetul de aburi și ajunge în sânge, prin alveole pulmonare. Mulțumesc mult. Da, particule fine, ele nu sunt atât de, să spunem așa, fără impact asupra sănătății, deoarece dacă ar fi să le comparăm ca dimensiuni cu firul de păr, care are în diametru 50-70 de microni, păi particulele ultrafine au aproximativ 0,1 microm. Deci sunt foarte, foarte mici. Sistemul nostru respirator, de fapt, este foarte bine construit. El dispune de niște cili care sunt situați pe parcursul bronhiilor și bronhiolilor terminale și deci ele au funcția de a curăța sistemul nostru respirator de impurități. Aceste particule fine și ultrafine, ele trec acest pasaj. Deci ele nu sunt detectate de acest cil și ca consecință se depun treptat în alveolele noastre. În alveole se produc foarte multe modificări, asta, da, este nevoie de timp, dar aceste modificări sunt ireversibile, se dezvoltă acea fibroză pulmonară care nu mai poate fi tratată. Și deci, în consecință, alveola noastră nu-și mai exercită funcțiile de schimb gazos, dar se transformă ca o bulă de săpun, de fapt, foarte, foarte sensibilă la diverse spre exemplu, la un acces de tusă, acea bulă de săpun poate să erupă și să dezvolte consecințe foarte grave. Super. Aici nu atrageți atenția la picăturile mari, eu vreau doar să vă arăt diferența și voi puteți observa cum hârtia a devenit în general un pic mai albastră. Se observă asta comparativ cu o hârtie albă, da? Deci nu tare, evident că eu trebuie să stau încă vreo două ore asupra ceainicului ăsta ca ea cumva se mai vadă mai tare, dar comparativ cu o foaie albă, voi puteți observa că tonalitatea hârtiei însă și un pic s-a schimbat. Deci și nicicum voi nu puteți să vă protejați asta, mai ales că voi puneți asta în gură și voi inhalați asta cu plămânii. Și cum a zis domnișoara Liliana, asta foarte și foarte grav influențează plămânii și în general sănătatea voastră. Pentru că cu timpul, cu fiecare, mai ales că dacă țigările obișnuite sau, să zicem, sunt niște țigări care le-ai fumat și le-ai pus în buzunar, dar vorbim despre vape-uri care le poți fuma în continuu, în continuu. El se termină, voi ați mai adăugat, iar fumați în continuu. Acum închipuiți-vă, iată, aburii ăștia, dar ele n-au fost așa de tari. Da? N-au fost așa de denși. Dar voi închipuiți-vă cât de mult aburi, da? Voi inhalați mai întâi în plămâni împreună cu doar, asta e doar colorant, deja ne mai vorbim despre metale grele și aromatizatori care conține aceste și deja nicotină. Adică sunt foarte multe substanțe care chiar grav influențează asupra asta. Și la sfârșit, noi mai avem încă o substanță foarte interesantă. Noi mai avem, deci, am vrut să vorbim despre diversitatea compușilor care se conțin în aceste lichide. Deci, orice lichid pentru țigări electronice este format din glicerină și propilenglicol, deci asta este obligatoriu. Voi puteți să aveți cu sau fără nicotină, dar obligatoriu aveți glicerină și propilenglicol. De regulă, la acestea se mai adaugă. Evident că aromatizatori, despre care vorbim mai târziu, dar de multe ori producătorii adaugă vitamine, extrase de plante, nu știu ce. Diversitatea chimică acestor compuși este mare, luând în considerație faptul că avem elementul de încălzire care își transformă acea glicerină în vapori. Deci se întâmplă transformări chimice cu produse organice care se conțin în aceste adausuri și putem obține multe substanțe deci toxice la direct. De exemplu, acetonă, de exemplu, formaldehidă, de exemplu, acetaldehidă, deci avem acroleină, avem deci aceste substanțe în cantități destul de mici și posibil mai sunt și alte diversitate de compuși în dependență de ce adausuri sau
s-o pus în aceste lichide. Respectiv, noi aici să încercăm să cumva să modelăm efectul acetonei. Sigur că ea se conține în produsii inhalați în cantități foarte mici, dar să extrapolăm și să ne închipuim ce efect are acetona asupra organelor noastre. Da, deci aici avem, să zicem, o inimă, da? Și avem niște plămâni. Ele sunt făcuți din polister, da? Deci, ce vom face acum? Cum a zis domnul Ion, aici avem acetonă. Cât se poate de concentrată acetona a fost găsită, da? Și noi vom arăta, de fapt, apropo, unde se folosește acetona, cineva știe? Iarăși băiatul acela care a zis despre aromatizator. Așa, super tare. Dar în, să zicem, într-o mai cotidian, era o domnișoară care a ridicat mâna. Scoatem lacul, da? De pe unghii. Așa. Deci, de fapt, voi închipuiți-vă, da? Voi deja, domnișoarele, majoritatea domnișoarelor știu cum influențează acetona și ce putere acetona are asupra, da, lacului ăsta de unghi. Acum închipuiți-vă ce poate fi dacă acetona asta se conține în aceste arome și voi inhalați acetona asta, voi nu o mâncați, voi o inhalați. Deci, mie îmi pare că domnișoara Emiliana nu o să dea să vă amăgesc, e mult mai grav când inhalăm ceva decât mâncăm ceva, corect? Pentru că dacă chiar noi putem să mâncăm o baterie, ea oricum, mă rog, într-un timp oarecare o să iasă din organismul nostru. Dar odată ce noi inhalăm ceva sau dacă nimerește asta în nas, el deodată aproape nimerește în sânge. Deci, acum noi vrem să observăm, da? Să zicem ce se va întâmpla cu noi dacă într-un moment dat aici va nimeri. Se observă în partea asta? Dar mie îmi pare că din partea asta se observă mult mai bine, așa-i? Pentru că aici este un strat de vopsea deasupra, da? Și uitați-vă, el a rămas cum, vedeți? Vopseaua. Eu nici mănușa nu pot să o țin atât de mult, pentru că în vreo 2-3 minute eu am să fiu obligat să o scot. Vă observați ce se întâmplă? Vedeți asta, da? E nu ceva fantastic, e ceva real, ceva cotidian, da? Deci asta se întâmplă cu organismul vostru dinăuntru. După aia, dacă, să zicem, la noi pe piele pot apărea diferite simptome, da? Că în organismul vostru ceva se întâmplă incorrect. Păi iată, întotdeauna fiți atenți la aceste simptome și când părinții vă zic că trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră, da? Și trebuie să mâncați bine, să dormiți la timp, corect? Asta ajută organismul vostru măcar să influențeze asupra filtrării tuturor substanțelor de genul care nimeresc în organismul vostru. Deci asta și noi vrem să demonstrăm și să arătăm vouă ce se întâmplă de fapt, da? Oh my God! Așa, haideți să aplaudăm plămânii și inima noastră. Au fost sacrificați în numele științei. Da, da. Și domnișoara Liliana vă mai adăuga despre ceea ce ați văzut voi numai ce, din punct de vedere biologic deja. Colegul foarte bine a punctat toate momentele cheie, eu doar vreau să adaug că toate aceste elemente produc acele mutații în ADN-ul uman ulterior cu apariția diferitelor tipuri de cancer, pentru că după cum am spus, toate aceste componente nu se limitează doar la sistemul respirator, dar însăși pătrund în întreg organismul nostru. Dar uite și trebuie să scoatem afară. Este cât se poate mai important să scoatem, pentru că cineva dacă știe, sau fetele mai ales știu, da, domnișoarele, că după ce voi ați deschis și ați luat să vă ștergeți unghiile, ce trebuie să faceți cât mai repede? Să închidem, pentru că el în primul rând se evaporă și vaporii ăștia sunt foarte toxici. Da. Da. Aici am mai vrut să adaug ceva. Deci am vrut să arătăm despre aromatizatori. Da? Noi am vorbit despre coloranți. Aici vreau să adaug și o să mă ajute gheața uscată. Deci noi avem aici un aromatizator de ciocolată. Da? Așa. Miroase foarte bine. Da?
Cineva dacă a auzit vreodată de gheața uscată? Cineva a auzit din voi? Super tare! Da, este dioxid de carbon înghețat. Ideea e că el îngheață la o temperatură de minus 79 de grade. Deci avem aici fix așa vapori cum voi le vedeți în țigările electronice. Eu pot doar să trec deasupra, nu am să mă apropie tare, dar vreau ca voi să simțiți că miroase destul de bine. Așa? Da, nu am să mă apropie deodată direct în față, dar miroase a ciocolată, miroase foarte bine și știți care este, mă scuz, care este o metodă din marketing care influențează foarte bine asupra noastră? Cum este cel mai ușor de influențat asupra corpului nostru și organismului nostru? Prin reclamă și prin simțuri. Adică ce? De ce noi așa de tare iubim chipsurile, Coca-Cola? Pentru că e cum? E bun la gust. Păi iată, prin asta, da, țigările electrice și-au venit pe piața noastră. Da, ei au înțeles că atunci când miroase de la tine foarte tare a tutun, cam nu-i bine, așa? Adică și nu le place la nimeni. Ce trebuie să facem? Să miroase foarte bine, foarte gustos. Ce-ai fumat? Da? Dar ce-ai fumat acolo? Și iată, cu asta, pe voi și vă cumpără. Dar noi sperăm că astăzi v-ați aflat foarte multe despre substanțele care se conțin, de fapt, în aceste, cum mulți cred că produsele electrice de tutun nu sunt atât de grave pentru sănătatea voastră, dar, de fapt, astăzi v-ați văzut ce conțin aceste produse de tutun electrice, care sunt acum la modă și sunt acum în trend. Și dacă, domnul Ion, ceva mai adaugă împreună cu Charlie Diana? Am spus foarte scurt, este vorba despre aromatizatori și vorba de sute și mii de combinații și de tipuri de aromatizatori. Majoritatea din ei sunt siguri testați, fiind aromatizatori deja alimentari. Dar trebuie să facem diferența. Mare parte din ei sunt testați ca siguri, ca adaus alimentar, nu sunt gândiți cât dumneavoastră să-i inhalați. Deci, efectul, cum a spus colegul, efectul a ceea ce noi inhalăm și ceea ce mâncăm, deci este diferit și diacetil este un aromatizator cu gust de, sau cu miros, nu cu gust, cu miros de ceva lactat, spun așa, ceva unt, poate. Deci, deja s-a demonstrat efectele sale și probabil sunt încă mulți aromatizatori care, inițial ca adaus alimentar, au fost considerați siguri, dar nu toți au fost testați ce se întâmplă când îi inhalăm. Așa că nu vă lăsați aburiți. Deci, dacă dumneavoastră veți mai adăugați ceva la efectul aromatizatorilor, acum colegul a menționat o chestie că miroase plăcut, dă să gust și eu. Este așa de multe ori reacția, dă să gust și eu. Acum, 3 ani în urmă, în cadrul experiențelor care le-am făcut cu elevii în clasa 12, una din proiectele de cercetare a fost să vedem cât de multe bacterii sunt pe suprafața acestor țigări electronice. Și am reușit să identificăm, deoarece cumva vă pare că da, e ok dacă îi dau colegului, am fumat eu și îi dau și lui să guste. Deci am găsit, da, se vede aici, deci sunt poze mai vechi, deci am găsit, e normal să fie pe suprafața pielei și pe suprafețe să fie stafilococi, unii din ei chiar condiționat patogeni, adică hematolitici. Am găsit și câteva colonii de candidă. Sunt niște microorganisme nu cele mai periculoase, dar condiționat patogene, dacă aveți sistemul imun slab, ele pot afecta și chiar elevii noștri, din păcate ei deja sunt studenți la facultate, chiar elevii noștri au demonstrat pe propriile lor ustensile, am găsit împreună cu ei, deci bacterii care pot fi potențial periculoase. Așa că igiena deci rămâne actuală. Nu, în general, nu folosiți țigări electronice și nu uitați că orice lucru deci de uz individual nu poate fi împărțit cu colegii, să guste, să vadă cu ce aromă nouă aveți voi. Da, mulțumesc!
Eu aș vrea să punctez doar un moment despre aromele care se folosesc în, ca compuși în țigările electronice. Ele, pe cât sunt de plăcute la miros și gust, pe atât sunt și de nocive, pentru că ele acționează asupra bronhiolelor terminale, acele care trec deja în alveole. Acolo se produce acel blocaj și respectiv fluxul de aer nu mai ajunge la alveolele noastre și schimbul gazos la fel nu se produce. Astfel se fumul țigărilor electronice duce la dezvoltarea bronșiolitei obliterante sau altfel mai numită și plămânul de popcorn. Ce aș vrea să vă spun, să vă sugerez să luați decizii corecte referitor la sănătatea voastră, să nu vă lăsați aburiți, pentru că țigările electronice afectează plămânii, creierul, inima și viitorul. Și tindeți să mențineți acel echilibru optim între o minte sănătoasă și un corp sănătos. Mulțumim! Mersi mult la atenția voastră! V-a plăcut experimentul? Important este să reținem că țigări sănătoase nu există. Țigări mai sănătoase decât cele tradiționale nu există, pentru că și țigările electronice provoacă dependență, pentru că ele conțin nicotină. Și aceste țigări electronice afectează dezvoltarea creierului, puterea de concentrare, atenția și memoria noastră. Și în continuare acestei idei, ofer în continuare cuvântul doamnei ministra sănătății, Alla Nemerenko. Bună ziua și vreau să mulțumesc tinerilor că au demonstrat atât de bine acest mit care se încearcă a fi implantat cât mai profund, că de fapt țigara electronică este ceva mai puțin nociv sau chiar pentru cei care vor să abandoneze fumatul unei țigări tradiționale, țigara electronică este cumva o trecere sănătoasă. Ați văzut că de fapt țigara electronică este mult mai periculoasă decât tutunul, care este foarte, foarte și foarte periculos. Noi în copilărie la școală mereu aveam pedagogii noștri, vorba veche, câte grame de nicotină omoară un cal. Deci, acum am avansat foarte mult în domeniul științei și putem să cunoaștem mult mai mult despre nocivitatea țigărilor. Ați văzut aici foarte multe date statistice, au rulat permanent pe ecran ca să ne convingem că trebuie să ne ținem departe, în special tinerii, deoarece toți am fost ca și dumneavoastră și anii aceștia sunt marcați de o curiozitate extremă de a încerca produse noi, de a vedea afla multe lucruri noi și se întâmplă că cumva să rămânem pe mult timp în plasele celor care anume acest scop are. Deci abordarea acestei teme, tutunul, eu cred că este extraordinar de importantă pentru a-l discuta, pentru a informa absolut toată lumea și în special tinerii, și acesta este scopul acestei campanii de informare pe care noi astăzi o inițiem aici împreună cu dumneavoastră și este foarte simbolic faptul că suntem pe platou unui liceu. Noi ne dorim ca însăși tinerii să se informeze unii pe alții, deoarece tinerii uneori au încredere mai mult în semenii săi decât într-un cadru pedagogic sau părintele, care noi veșnic îi batem la cap, cum mai știu eu, cu diferite povețe, cum ar trebui să fie sănătoși. Deci ați văzut și colega noastră, mulțumesc foarte mult, doamnei tinere doctorițe, a adus argumente cât de mult influențează tutunul negativ asupra inimii, asupra vaselor sanguine, asupra plămânilor noștri, creierului și multor altor organe. Este o listă foarte întreagă și de fapt niciun organ nu rămâne să nu sufere de la faptul că noi îl otrăvim insistent. Și noi cunoaștem că toate aceste efecte nocive de fapt ajung la boli grave și ajung la decese. Și planeta și noi, o țară foarte mică, noi de fapt din cauza tutunului pierdem până la 6.000 de vieți într-o țărișoară atât de mică pe an în Republica Moldova. Ne mai vorbim de o boală care
o putem numi toți și o cunoaștem, o boală ucigașă care este cancerul. Și cancerul de plămâni, de fapt, se întâlnește cel mai frecvent în rândul fumătorilor. Iar cancerul de deci pulmonar este deosebit de alte forme de cancer că dezvoltă. Plămânii, de fapt, sunt viața noastră și este un organ care ne ține vii prin faptul că respirăm. Respirația este cel mai important și cancerul pulmonar are o viteză foarte rapidă de trecere dintr-un stadiu în altul până ajunge la forme finale și adesea fără efecte de tratament. Eu aș vrea să subliniez un lucru foarte important pe care vreau ca toți să-l țină minte, faptul că țara noastră este singura țară din toată regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății în care s-a înregistrat o tendință de creștere a consumului de tutun. Deci nici într-o țară vecină, indiferent cât de dezvoltată sau mai puțin dezvoltată ar fi, cât de bogată, nu s-a înregistrat creșterea. Din contră, este o tendință de descreștere. Tinerii află mai mult, oamenii abandonează fumatul, nu încep să fumeze, nu încearcă, pe când noi suntem în creștere. Deci, apariția și promovarea unor noi forme, în special de țigarete electronice, și mai mult afectează anume aceste cifre și acesta, de fapt, este și scopul marketingului foarte agresiv care vine din partea industriei tutunului, deoarece au fost promovate foarte mult pe piața noastră țigaretele electronice, în special vreau să subliniez produsele de tutun încălzit, care am văzut aici că sunt foarte și foarte periculoase, în special în rândul tinerilor. În 2019, conform datelor studiilor pe care le-a realizat Ministerul Sănătății în Republica Moldova, și aduceți-vă aminte, în 2019 a rămas undeva foarte departe în urmă, noi acuși o să pregătim alte date statistice să vedem unde am ajuns, peste 16% din tinerii noștri în vârsta de 13-15 ani foloseau produse de tutun, inclusiv produsele de tutun încălzit. Tot același studiu ne spune că 13% dintre adolescenți foloseau țigări electronice. Sunt exact acele produse care sunt promovate permanent într-un mod înșelător ca produse care sunt mai nocive. Și astăzi colegii noștri ne-au demonstrat cu lux de amănunte că de fapt ele sunt mult mai nocive. Deci, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, acceptăm aceste cifre ucigătoare sau încercăm să ripostăm într-un mod destul de activ, nu pasiv, încercând să informăm oamenii din jurul nostru, tinerii peste tot în mediul în care ne aflăm, cu ajutorul mass media, în școli, licee, cât de nociv este fumatul. Deci, istoria ne-a arătat că nu putem nici de cum să avem încredere în industria tutunului, care zeci de ani tot au mers cu promovarea acestor țigări pe care le numeau țigări ușoare, țigări plăcute, aromatizatoare și, de fapt, în spate era ceva foarte dăunător și, cum noi medicii adesea numim, era, de fapt, moartea cumva mascată. Eu vreau să fiu foarte clară și în calitate de medic, profesia care am îmbrățișat-o, și în calitate de ministru a sănătății, deoarece sunt obligată prin această funcție, să vă declar, nu există nici un produs sigur de tutun sau nicotină. Și acest lucru trebuie să-l ținem minte. Nu există pur și simplu. Totul este o amăgeală a acestui marketing agresiv a industriei de tutun. Tacticile de marketing a industriei de tutun sunt o amenințare nu doar pentru sănătatea noastră de acum. Ele sunt, de fapt, un atac la viitorul nostru, deoarece industria subminează sănătatea copiilor noștri, progresul nostru ca un progres național, deoarece progresul țării noastre depinde de dumneavoastră. Veți finaliza aceste școli, licee, veți termina facultăți, țara rămâne pe mâinile dumneavoastră.
Și ați văzut cât este de periculos pentru activitatea unui creier, care de fapt trebuie să producă idei mari pentru a mișca țara din loc. Deci Moldova nu poate și noi nu vom accepta niciodată să fie un teren de joacă pentru interferența industriei tutunului. Noi vom continua să consolidăm toate politicile noastre pe care le avem și cunoașteți toți și din presă și din diferite evenimente și noi am declarat că la moment se află în Parlament un proiect de lege care ține de modificarea legii cu privire la tutun. Acolo sunt foarte multe lucruri bune, sănătoase pentru oameni, în special ca să protejăm tinerii noștri atât de influența fumatului activ cât și cel pasiv. Și este foarte important ca noi toți împreună să fim alături medici, pedagogi, copii, tineri, studenți și să începem poate chiar și de la grădiniță să promovăm ideea sănătății. A protecției sănătății este atât de important atunci când este sănătos și fiecare medic poate să confirme că atunci când oamenii ajung bolnavi, în special grav bolnavi, nu mai au nevoie absolut de nimic, de bunătățile pe care le-au acumulat, de bani, de o situație bună, ei doar doresc să-și refacă sănătatea. Și este foarte important să nu permitem să ajungem la așa stări. Vreau să păstrăm inimile noastre sănătoase, creierul nostru să fie lucid, plămânul nostru doar să respire, astfel ca să alimenteze inima și să cu oxigen și să alimenteze și creierul nostru, să creștem o generație puternică, sănătoasă și să spunem Republica Moldova nu este un loc bun pentru fumat. Eu vă doresc tuturor sănătate, vă mulțumesc încă o dată tuturor participanților că sunteți alături de noi în transmiterea acestui mesaj plin de sănătate și o să continuăm în școli, în licee, în rândul copiilor, o să discutăm cu părinții și vreau ca fiecare din dumneavoastră să facă ceva pentru ca să fiți sănătoși, frumoși, așa cum vă vedem astăzi alături de noi. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamnei Nemerenco. Cu siguranță că toate aceste modificări legislative care sunt planificate trebuie să meargă de mână cu informarea constantă în instituțiile de învățământ din întreaga țară. Pe această cale îi ofer cuvântul domnului Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Eu am să zic poate mai puțin despre campania de informare care urmează să aibă loc, pentru că e clar că ea o să aibă loc împreună cu toți partenerii care sunt astăzi aici, ea este foarte importantă. Eu vreau să mă adresez tinerilor și să vă spun că în lumea asta sunt câteva industrii tare mari și tare periculoase și tare bogate și care o cheltuie foarte mulți bani pentru că pe voi să vă convingă să le utilizați produsele. Asta e industria alcoolului, industria tutunului, din droguri, la fel, se fac extrem de mulți bani la nivel internațional și inclusiv în Republica Moldova. Respectiv aceste companii și oamenii care stau în spatele lor o să vă mintă de o să îngheță apele, o să încerce să vă împingă produsele lor prezentându-le ca fiind ceva nou, inovativ, gustos și atractiv. Nu dau doi bani pe sănătatea fiecăruia dintre voi și unicul lor obiectiv este să-și crească profiturile din contul sănătății și a buzunarelor voastre, așa că să fiți foarte conștienți de acest lucru. Eu prima dată am simțit ce înseamnă industria tutunului în anul 2019, pentru că în anul 2017 niște oameni care erau în Parlamentul Republicii Moldova au decis să modifice legea și să permită tutunului încălzit, produselor de tip IQOS, să vină pe piața Republicii Moldova. Fără ca ele să fie accizate, cine știe ce înseamnă accizat? Da? Fiecare produs din tutun, în mod normal, îți plătește un suprapreț către stat. Fără ca ele să fie accizate corespunzător, și asta să le facă mai ieftine ca țigările obișnuite, ca să se permită publicitatea orientată înspre tineri, să poți să le cumperi pe internet și așa mai departe. Deci s-au creat niște reguli foarte, foarte, foarte bune pentru industria tutunului ca să vină pe piața din Republica Moldova și să vă vândă vouă aceste produse într-un final. Și în anul 2019, noi ne-am apucat acele reguli să le înăsprim și să le aducem și să le echivalăm la nivelul regulilor aplicabile țigărilor.
În decurs de 2 săptămâni am făcut un proiect de lege cu un coleg din Parlament la acea etapă, îl chema Radu Marian. L-am votat în prima lectură, după care ne-am trezit pe capul nostru cu reprezentanții celor mai mari companii din lume de la nivel regional, ne-am trezit cu petiții organizate și plătite pe internet de denigrare și defăimarea noastră, ne-am trezit cu asociații din societatea civilă, la fel plătite, venite din Ucraina, să ne convingă și să ne informeze despre faptul că, de fapt, aceste produse sunt mai sănătoase decât țigările obișnuite și așa mai departe. S-au mobilizat bani foarte grei pentru ca să convingă Parlamentul Republicii Moldova să nu reglementeze suficient de aspru aceste produse. Noi am acționat indiferent de toate presiunile care s-au făcut, dar mi-e greu să vă descriu ce înseamnă un lobby a unei industrii globale de miliarde și capacitatea lor de a modifica legi, de a plăti oameni, de a face publicitate, pentru ca într-un final pur și simplu să-și crească profiturile din contul sănătății voastre. Asta este o altă dimensiune a problemei, nu mai puțin importantă, și asta e o luptă foarte grea care se dă de vreo 80 de ani între Organizația Mondială a Sănătății, comunitatea medicală, oameni bine intenționați și teferi care cred în știință și oameni care pur și simplu vor să facă bani vânzând orice din contul vostru. Așa că dacă nu vreți să fiți pur și simplu niște consumatori prostiți, care și sănătatea își pierde și bani se cheltuie, nu utilizați aceste produse, pentru că ele ne fac rău la toți, fac rău oamenilor din jurul vostru, și fiți conștienți de toate datele problemei când luați aceste decizii. Eu mi-aduc aminte discuțiile despre că să fii cool și presiunea colegilor și așa mai departe. Noi toți am trecut prin aceste experiențe. Fiți oameni maturi, raționali, preocupați-vă de propria voastră sănătate și cel mai important este ce credeți voi despre voi înșivă și mai puțin ce spun cei din jur, și nu vă lăsați influențați de alții când vine vorba de viața voastră proprie. Iar referitor la industria tutunului, să știți că niciodată acești oameni nu o să vă vrea binele. Așa că să țineți cont de lucrul ăsta și să fiți responsabil cu propria voastră viață. Mult succes și mult succes campaniei, care cred că o să ajungă la cât mai mulți elevi, pentru ca să dăm o mână de ajutor luminii în lupta cu întunericul. Mulțumim! Mulțumim, domnule ministru. Cum a zis, este o luptă grea și noi ne bucurăm că s-a format acest parteneriat între Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, pentru că în cele din urmă urmărim același scop, și anume să salvăm tinerii de aceste efecte nocive ale țigărilor electronice. De fapt, acest parteneriat, după cum am spus și la început, este susținut de Uniunea Europeană în Republica Moldova și am onoarea să-i ofer cuvântul doamnei Iulda Chelite, lideră de echipă a portofoliului de creștere competitivă și inclusivă din cadrul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Bună ziua! I apologize, I will speak in English. I have not yet learned Romanian, so there will be translation. Bună ziua! Îmi pare rău că nu am învățat deocamdată română, de aceea voi vorbi în engleză. So it's my pleasure to welcome you in this national launching campaign on e-cigarettes. Este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră în lansarea campaniei naționale privind țigările electronice, combat lupta cu acestea. And I think the experiments were very telling, and I hope that many of you will take it as a real experience, right? And it will influence your decisions later in life. Eu cred că experimentele pe care le-am observat astăzi au vorbit de la sine și eu cred că acestea vă vor ajuta pe dumneavoastră ca experiențe reale să luați deciziile corecte în viitorul dumneavoastră. So thank you very much for our partners, the WHO. Thank you very much, dear ministers, for being here. This is part of EU supported project, right? So this campaign is very important for us.
Eu aș vrea să mulțumesc partenerilor, Organizația Mondială a Sănătăților, doamnei ministru, domnului ministru, pentru că sunteți alături de noi astăzi. Această campanie face parte dintr-un proiect sprijinit de Uniunea Europeană. Pentru noi această campanie este foarte importantă. And we are here for actually quite sad reason, because around 7 million people are dying from smoking every year. De fapt, suntem aici pentru un motiv foarte trist, pentru că anual în lume mor din cauza fumatului 7 milioane de persoane. This is similar to actually, you know, global death toll during the COVID pandemic. Și cifra aceasta este egală cu cifra deceselor în timpul pandemiei COVID. And if I talk about Moldova, actually around 6,000 people lose their lives because of diseases related to tobacco products. Și în Republica Moldova, anual decedează 6.000 de persoane din cauza bolilor legate de utilizarea tutunului și a produselor din tutun. And it's actually the only country in the EU and in Europe where the use of tobacco products is increasing. Și este unica țară din Europa unde consumul de tutun este în creștere. And around 30% of the population actually are active smokers. And more importantly, also among the young people, it's similar percentage. So 1/3, I hope not of you, right, but on average, are actually smokers. Circa 30% de persoane sunt fumători activi. Această cifră este aceeași pentru tineri, tineri care fumează activ. Eu sper că nu sunteți dumneavoastră partea acestor statistici. And I think, you know, we know that actually it was explained very, very clearly that, you know, smoking takes lives, right? And I mean, it can be your mom, it can be your dad, it can be your grandparents, it can be your sisters and brothers. Și noi cunoaștem lucrul ăsta astăzi, fiindu-ne explicat încă o dată că fumatul fură vieți. Poate fi mama, tata, bunica, bunelul, surori, frați. And I think it was also discussed before that, I mean, of course, the exploding use of the e-cigarettes is just another way of smoking. Și a mai fost discutat și anterior, dar și astăzi, că folosirea țigărilor electronice este același fumat, doar altfel. So don't be fooled. Nu vă lăsați prostiți. These devices contain nicotine, as it was very clearly explained and shown. Dispozitivele astea conțin nicotină. A fost explicat foarte clar și arătat, demonstrat în practică. And I think also the social acceptance of cigarettes, which are smelling nicely, is also a problem. O altă problemă este acceptarea socială a unor țigări care miroase bine. So what we can do and what we are trying to do, I think so this campaign is actually one of the way to look into it, is to try to educate. Ceea ce facem, încercăm să facem prin această campanie este o modalitate de a privi lucrurile prin a educa oamenii. So to provide objective and accurate information. Prin aceasta noi intenționăm să oferim informații exacte, precise și foarte obiective. And to work hand in hand with young people, with the schools, with the communities, parents, to protect from the risks of smoking. Și aici intenționăm să lucrăm cot la cot cu tinerii, cu școala, comunitatea, părinții, pentru a proteja oamenii, tinerii, de riscurile fumatului. And now I will put my EU hat on me and say that, you know, because we started actual accession negotiations with Moldova, so we, of course, will work together with our partners on continuing stricter tobacco control measures in this country, which would be aligned with the EU directives.
Și acum aș vrea să intru în rolul meu de reprezentant al Uniunii Europene și să zic că acum că Republica Moldova a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană, noi vom continua să lucrăm împreună cu partenerii noștri pentru a implementa măsuri mai stricte de control a tutunului, aliniind prevederile cadrului legal normativ al Republicii Moldova la directivele Uniunii Europene. And the minister already said that it's very difficult, right? But indeed, we think that the law on tobacco controls needs to be adopted with more restrictive modifications, and especially on sanctions for marketing of tobacco-related products to minors, health warnings on packages, advertising, promotional sale of tobacco and related products. Și domnul ministru deja a menționat cât de greu poate fi, totuși noi vom insista ca legea tutunului să aibă prevăzute mai multe restricții cu referire la promovarea produselor din tutun, vânzarea acestora către minori, avertismente cu referire la efectele negative asupra sănătății pe ambalaje, dar și multe alte măsuri. And then one area which I actually observed myself is, smoking, including e-cigarettes and hookahs in public spaces, right? I think this is a real problem and big difference for me coming from Brussels, that, this ban should be extended to restaurants, terraces, cinemas, petrol stations, entertainment parks and other places of public interest. Dar, de asemenea, pe mine m-ar interesa să fie aplicate aceste restricții inclusiv în zonele unde se permite fumatul. Eu observ că în foarte multe spații publice, spre deosebire de Bruxelles, de unde am venit aici, în Republica Moldova, este permis fumatul inclusiv a țigărilor electronice, ca și cum nu sunt la fel de dăunătoare. Eu aș vrea să fie instituită o interdicție cu referire la fumatul țigărilor electronice, vape-urilor și altora în restaurante, la terase, în cadrul cinemalelor, la stațiile de alimentare cu petrol, diferite spații de distracții. Because we have seen some experiments about the passive smoking, right? Because ați observat experimentul cu fumatul pasiv, nu-i așa? And then I think the minister also mentioned the interference and of the tobacco industry in policy discussions, right? And for example, on increasing the taxes, making tobacco and related products less accessible and more costly because they are health costs, right? Because they are risk for all of us. Și de asemenea, domnul ministru a menționat interferența industriei tutunului în luarea deciziilor de politici. Aici e nevoie de a înăspri măsuri, cum ar fi mărirea taxelor pentru a reduce accesibilitatea financiară acestora, dar și alt tip de accesibilitate, pentru că, da, ele vor deveni mai costisitoare atunci când se vor aplica diverse taxe, dar costul, dacă ele nu se aplică, este pe sănătatea noastră. And thank you very much. So EU is continuing to support Moldova on health initiatives and also addressing risks on health risk, including on smoking. Thank you so much. Mulțumesc. Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în inițiative legate de domeniul sănătății și abordarea riscurilor în acest domeniu. Stimată doamnă, vă mulțumim. Un alt partener al campaniei Nu te lăsa aburit este Organizația Mondială a Sănătății. De aceea o invit aici pe doamna Miliana Gârbici, șefa biroului OMS în Republica Moldova. Mulțumesc mult, bună ziua tuturor. It feels great to be back at school and to talk to young people and ask you not to let tobacco industry to cloud your mind. Este extraordinar să revin la școală, în școală, și să vorbesc cu dumneavoastră, cu tinerii, și să vă conving să nu vă lăsați aburiți de industria tutunului. I have an intention to tell you about e-cigarettes and that there is no such a thing as safe alternatives
to traditional smoking, but then we had this wonderful, brilliant lecturers who actually showed us, and you could smell, you could taste, you could feel the harm, health harm that e-cigarettes do to you. Inițial aveam intenția să vă zic cât de periculoase și dăunătoare sunt țigările electronice, că nu există alternativă sigură la fumatul țigărilor tradiționale. Însă după ce am observat aici împreună cu dumneavoastră, m-am gândit că totuși experimentele astea minunate, m-am gândit totuși că dumneavoastră ați avut ocazia pe viu să vedeți, să simțiți, să mirosiți ce daune poate cauza fumatul, inclusiv a țigărilor electronice, sănătății dumneavoastră. And then all that beautiful flavors they are talking about, all that beautiful design, we see that there is nothing beautiful about it, it really harms our health. Și apoi toate chestiile astea, că arată frumos, că miroase bine, de fapt ați văzut, tot ce ne face ne strică sănătatea. Doamna doctor Liliana was saying about effects on brain of young people, because this is when you develop, and these effects are real, because there is cognitive, there is behavioral issues that young people can experience due to tobacco smoking and e-cigarettes smoking, and there are other effects. These toxic substances and nicotine, indeed, that is in e-cigarettes, they can cause cancer, they can make lung and heart problems, and this it doesn't end there. Și doamna doctor Liliana a vorbit despre efectul fumatului țigărilor electronice asupra creierului tinerilor, care este încă în proces de dezvoltare. Deci creșteți, vă dezvoltați și ceea ce se întâmplă, acest impact dăunător este unul foarte real, pentru că observăm schimbări de cognitive, de comportament la tinerii care consumă produse de tutun, țigări electronice. Și am văzut de asemenea prezența diferitelor substanțe toxice în aceste țigări electronice, nicotină, care duc la boli cum ar fi cancer, dar și diverse probleme legate de plămâni, de inimă. So I really would like to thank Minister Nemerenko and Minister Perciun for joining efforts to combat this growing epidemic, and we need their leadership to implement these strict regulations to control e-cigarettes and tobacco marketing and sale. Together with our partners, thank you to the EU delegation, to Moldova, for being strong partner to this goal. Și aș vrea să mulțumesc doamnei Nemerenko și domnului Perciun pentru faptul că depun eforturi enorme pentru a lupta cu această epidemie gravă, enormă. Avem într-adevăr nevoie de leadership-ul lor pentru a implementa niște reguli mai stricte în ceea ce ține de țigările electronice și produse de tutun, comercializarea, promovarea, marketingul lor și tot așa. Aș vrea să mulțumesc și delegației Uniunii Europene în Republica Moldova pentru că sunt un partener puternic în acest parcurs. Minister Nemerenko has said that you are the future of this country and your health and your well-being is most important to us. And this is why we designed this campaign so that you are empowered to say no to e-cigarettes, to say no to tobacco and to also reach to each other, to support your friends and to your peers to do the same. Doamna ministru Nemerenko a spus că voi aveți viitorul nostru în mâini. De aceea, pentru noi, sănătatea și bunăstarea voastră este atât de importantă. Noi vrem ca dumneavoastră să aveți puterea să spuneți nu țigărilor electronice, nu tutunului și să vorbiți, să răspândiți acest nu în rândul colegilor, prietenilor, semenilor. Sănătate și succes! Mulțumim pentru susținere, doamna Gârbici. Îl invit acum cu un mesaj pentru tineri pe domnul Pavel Cerbușca, directorul Liceului Teoretic Republican Aristotel, gazda noastră de astăzi.
Mulțumim mult. Am fi succint, fiindcă este vorba de acum, deja am înțeles foarte multe. Primul lucru care vreau să spun, că nu te lăsa aburit, și atenție mare și pentru acest ă din paranteză, fiindcă ultima vreme fetele sunt mai active, am simțit acest lucru pe baza fetelor din liceu, pentru că atunci când vin în clasa 10-a, din alte școli, încă vor să se demonstreze că aici la Chișinău probabil se poate de făcut orice. Și îmi pare rău că nu doar plămânii, inima, viitorul, vedeți, se ascunde o leacă după masa asta neagră, da? Dar vă rog să faci tot posibil ca să-l eliberați. Vreau în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră organizatorilor, doamna Nimerenko, pentru că Ministerul Sănătății este cel care chiar are un rol foarte important și dacă noi la medici ne adresăm atunci când avem o problemă de sănătate, cel mai bine ar fi aici să participăm împreună, să lucrăm la profilactică aceasta ca să începem lucrurile, să nu ajungă copiii noștri și când veți fi maturi, deși la medic. De asemenea, foarte mult vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, Organizația Mondială a Sănătății, care ați venit cu această idee, cu acest proiect. Tocmai în acea zi când am avut această discuție cu dumnealor, înainte de aceasta cu vreo câteva minute, am avut cu doamna Harea și cu câțiva copii o discuție aprinsă la noi în liceu, unde am simțit că trebuie să discutăm despre aceste lucruri. Și mulțumim Uniunii Europene pentru că banii contribuabililor europeni vin prin aceste proiecte. Ar fi foarte bine ca acești bani să fie utilizați pentru alte lucruri mult mai interesante. Voi, în calitate de elevi, care știu că sunteți mai puțini tentați ca să folosiți țigările electronice față de alți copii din alte școli, dar voi trebuie să jucați un rol deosebit, să fiți mentor, să fiți acei care organizați activități de voluntariat cu copiii din școlile din care ați venit voi din toată Republica și să încercați și pe maturii cei care sunt în jurul vostru, care vă atrag cumva prin diferite metode. Eu în clasa 7-a, când eram în clasă 29 de copii, 14 băieți și 15 fete. Toți băieții fumau. Eu în clasa 7 eram tentat să încep și eu a fuma. Și parcă eram fecioară albă. Dar mi-am zis mie, personal, am zis că nu, n-am să fumez. Și la început parcă mă simțeam cumva puțin izolat, dar după asta atâta autoritate am avut din partea colegilor, pentru că ei vroiau să le fumă, dar nu mai puteau. Așa că eu vă rog foarte mult să încercăm aici să facem ordine, în inima noastră, în tot ce e legat de mintea noastră și după aceasta mai departe să încercăm să transmitem aceste mesaje către oamenii apropiați. Viitorul este, depinde foarte mult de noi și vreau să mulțumesc tuturor profesorilor care s-au implicat în organizarea activității și copiilor. De asemenea, rog ca voi mai departe să transmiteți aceste mesaje și la colegii de clasă care acum sunt la ore sau sunt în alte activități și ne gândim pe parcursul timpului să ne întâlnim cu alte activități care să vorbim mai mult despre valori, despre atitudini și mai puțin despre anumite probleme. Mulțumesc mult! Domnule director, vă mulțumim! Și acum îi invit cu drag cu un mesaj pentru voi, pe doi tineri, Romeo Leapciuc și Margarita Kencheci, tinerii care susțin mesajul campaniei Nu te lăsa aburit și care de fapt sunt imaginea acestei campanii naționale. Și în continuare, cred că Romeo ne va spune care este motivația lor ca să lupte contra fumatului și ce mesaj aveți pentru tineri. Salut tuturor! Sper că ne-ați recunoscut. Noi suntem imaginea acestei campanii, dar cel mai important nu este imaginea, ci mesajul pe care vrem să-l transmitem împreună cu Organizația Mondială a Sănătății. De ce am ales noi să fim aici în fața voastră și în general să ne implicăm în această campanie? Motivul este foarte simplu. Noi credem că a da un exemplu prin acțiune, mai degrabă decât prin cuvinte, ar fi cea mai bună metodă de a aduce o schimbare. Pentru că ne pasă, pentru că ne-a săturat să fim aburiți de acest marketing agresiv, pentru că ne-a săturat de aceste minciuni deghizate în adevăr. Și mesajul nostru pentru voi ar fi că consumul, fumatul și de aceste țigarete electronice nu vă afectează doar sănătatea, ci reprezintă o capcană pentru potențialul vostru. Noi credem în voi, credem că schimbarea va începe aici, la instituția voastră, pentru că deja am făcut un prim pas. Vă îndemnăm să filtrați informația, să luați decizii la fel informații,
formate, să inspirați alți oameni să renunțe și să inhalați doar idei bune și oportunități. Nu uitați că sănătatea este o prioritate și nu vă lăsați aburiți. Voi sunteți nu doar viitorul, ci și prezentul. Mersi mult! Vă mulțumim! Evenimentul nostru a ajuns la final. Vreau să reamintesc că această campanie de informare și sensibilizare Nu te lăsa aburit a fost lansată prin eforturile comune ale Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cu suportul Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, în cadrul proiectului EU for Moldova pentru un sistem de sănătate durabil. Este o campanie care va combina mai multe materiale și anume veți avea parte de materiale imprimate, postere, broșuri, materiale audio și video, precum și acces la o serie de produse digitale cu participarea elevilor și a medicilor, precum și a adepților campaniei care sunt influencerii Ana Beregoi, actorul Cătălin Lungu și sportivul Mihail Latășev. Tot astăzi, dragi tineri, lansăm un concurs național de videouri care se numește Viața fără nicotină și tutun, reportaj din viitor, care este destinat tuturor tinerilor din Republica Moldova. Astfel, cei care vor participa vor avea ocazia să devină tineri reporteri și să promoveze o societate fără substanțe nocive. De aceea îndemnăm toți elevii, pedagogii, părinții, organizațiile de tineret și nu doar, să urmărească paginile oficiale și rețelele sociale ale organizatorilor și partenerilor, să se alăture campaniei și să distribuie cât mai mult aceste mesaje ca să ajungă la fiecare persoană din țara noastră. Așa că, dragi tineri, nu uitați, mesajul nostru este: nu vă lăsați aburiți. Acestea fiind...